câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni. Capitanul de la Sevilla a sărbătorit pe gazonul din Ghencea împlinirea celor 62 de ani. Ștefan Iovan, fostul mare fundaș al Stelei și României în anii 80, a dat lovitura de începere la meciul cu Csíkszereda și a fost ovaționat de Peluza Sud. Te năpădesc amintirile pentru că au fost multe evenimente deosebite în cei 10-12 ani petrecuți aici. Cupe, campionate, cupele europene, deci toate amintiri plăcute și te iau emoțiile numai când cași pe el. Care a fost prima persoană care v-a sunat de ziua dumneavoastră? Prima persoană, sigur, după nevastă mea care mi-a spus azi noapte, a fost domnul colonel Bumbescu, prietenul meu. Câștigător al Cupei Campionilor și al Supercupei Europei, Ștefan Iovan a acumulat 291 de meciuri în tricoul roșalbastru, fiind al cincilea jucător din istoria Stelei la numărul de jocuri oficiale.